La Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou se desfășoară activități de cercetare care situează rezultatele cercetătorilor de aici printre cele mai cotate lucrări legate de fotosinteză ca viitoare sursă ecologică de energie. În cadrul Centrului de Cercetări Biologice din Grădina Botanică Vasile Fati Jibou se desfășoară importante cercetări care sunt apreciate la nivel mondial pentru rezultatele obținute în zona studierii fotosintezei ca viitoare sursă ecologică de energie, o alternativă ecologică la modalitatea folosită în prezent, care presupune arderea combustibililor fosili, ce poluează și creează acel efect de seră nociv pentru oameni și pentru planetă. Este un centru de cercetări axat pe studii legate de plante, cum este și normal. Suntem printre cei mai buni din lume pe studiul importanței fotosintezei și mecanismelor prin care plantele se adaptează la schimbările climatice și fac fotosinteză, practic absorb energia solară și o transformă în alți compuși pe care noi îi putem folosi. Credem și suntem convinși că aceasta va fi calea pe care planeta întreagă, civilizația umană, trebuie să apuce ca să iasă din problemele ecologice și climatice cu care se confruntă acum. Practic, noi, în continuare, ca și civilizație umană, ardem combustibili fosili și continuăm să creștem concentrația de dioxid de carbon din atmosferă, să poluăm planeta, să creăm acel efect de seră, să accentuăm acele găuri în stratul de ozon și în felul acesta, practic, să ne distrugem propria casă. Când vom învăța să folosim ca sursă de energie soarele, așa cum plantele o fac de miliarde de ani, vom scăpa de aceste probleme. Și studiile noastre sunt pe această direcție. E o cercetare fundamentală deocamdată, nu e aplicativă, dar e important ca în orice studii să înțelegi prima dată bazele, mecanismele prin care plantele absorbe energia solară, o transformă, ca după aceea să o poți reproduce și tu în aplicații inginerești care să se poată după aceea generaliza în tehnologii folosite la nivel planetar. Deci aici, pe acest domeniu, suntem unul din grupurile de cercetare la nivel internațional. Suntem recunoscuți prin publicațiile noastre și faptul că, uite, anul trecut am organizat unul dintre cele mai mari congrese internaționale pe domeniul acesta din lume și au venit oameni din toată, numai chiar de pe continentul Antarctica nu au fost participanți, dar cei mai importanți cercetători din lume pe domeniul acesta au venit în România datorită centrului din Jibou și datorită congresului organizat de noi. Și e și o recunoaștere în felul acesta a activității noastre, care de fapt vine din recunoașterea publicațiilor pe care noi le scoatem în domeniul respectiv. Așadar, prin acest proiect, dar și prin alte cercetări realizate de cercetătorii Centrului de Cercetări Biologice, orașul Jibou și județul Sălaj se fac cunoscute la nivel mondial pentru grija pe care o manifestă pentru natură.